Chiar dacă ceea ce vă arăt pe conturile de social media poate părea unor banal, ceea ce eu prezint sunt niște mișcări pe care cu toții le executăm, le efectuăm aproape inconștient, de multe ori conștient, ceea ce este și mai grav, ajungând la finele zilei acasă și spunând: mă doare spatele, deși nu am făcut nimic. Un obiect banal, căzut de zeci, sute de ori pe zi, un pix, să spunem. Aplecându-mă și revenind într-o postură greșită, executând o mișcare greșită, nu fac decât să generez dezechilibre de natură posturală, generând în final patologii la nivel de bazin, membre inferioare și coloana vertebrală. Așadar, aveți două posibilități pentru cei mai în formă și pentru cei mai ieșiți din formă, un suport, un punct de sprijin. Dar mereu efectuăm flexia genunchilor, șoldurilor și menținem spatele drept. Din cauza lipsei de atenție, efectuăm în fiecare zi, inconștient, mișcări greșite, care în final generează dezechilibre posturale, conducând la afecțiune.